Gata, a început. Bună, bine v-am găsit la proponează exerciții cu exercițiile matematică. Clasa A. Clasa A. Doua. Azi e 19, da? Da. 19, 0, 3, 2, 8, 3. Știi, m-am gândit la problema aceea cu strânsul mâine, da. Hai să vedem când am făcut-o noi, ca să nu s-a înregistrat nimic, din cauza că am avut atunci pierdere aceea cu... Am pierdut informația aceea și atunci aș vrea să ne gândim dată. Deci, știm la problema. Sunt 9 prieteni, da. Se întâlnesc cei 9 prieteni și își dau mâna fiecare o singură dată cu celălalt, da? Da. Adică... Câte strângeri de mână au avut loc. Și m-am procedat în felul următor. Am gândit, plecând de jos în sus, de parcă ar fi doi prieteni. Și acum să le vedem așa cum am gândit-o atunci. Și cei doi prieteni, eu am să-i pun prin niște puncte. Doi prieteni, când se întâlnesc, Marius cu un cuplu prieten de-a lui, își dau mâna, da? Da, facem așa. Noroc, noroc. Deci, a făcut o legătură. Da? Deci avem un, să spunem, unu, o singură legătură. Deci când sunt doi, avem o singură strângere de mână între cei doi. Acum, dacă ar veni și al treilea, deci zicem unu și doi. Cei doi. Când vine al treilea, practic acest de al treilea, nu face altceva decât să aibă cu ceilalți doi, el fiind cel care a sosit, să aibă ce? Câte o strângere de, de mână, da? Iată cum fac cei doi. Primul și cu al doilea. Primul și cu al doilea. În final, când vine al treilea, se mai adaugă încă două. Încă două. Da? Când vine al treilea, se mai adaugă încă două, pentru că el îi privește pe cei doi care îi găsește. Și atunci, ca strângeri de mână, mai apar încă două. Dacă vine al patrulea, dacă îl vine al patrulea, el cel de al patrulea îi vede pe cei trei din fața sa. Și atunci, el de al patrulea, ce face David? Mario? Face trei strângeri de mână. Efectuează trei strângeri de mână. Iată cum despre el completa cele trei strângeri de mână. Deci, adăugăm la cei 1, 2, acum și plus 3, da? Hai să spunem că a fost ăsta. Punem portocaliu acesta pentru 3. Deci punem 2 aici, nu? Da. Și mai punem, pentru că a fost folosit al patrulea, mai punem încă 3, da? Încă 3 strângeri de mână cu roșu. Când vine al cincilea, Davide, tu, Mario, când vine al cincilea, el îi privește pe cei patru care sunt deja prezenți și câte strângeri de mână mai adresează el când începe acest al... Patru. Încă patru. Deci pe cei patru pe care îi privește. Deci vine una, două, trei, patru. Deci pune plus patru. Se adaugă la cele care... Da? Deci, cu alte cuvinte, el îi privește pe cei din față, da? Și se întâmplă acest lucru. Când vine al șaselea, deci al șaselea aici, el cel de al șaselea, ce va face? Faceți cinci. Deci va face o legătură cu cei pe care îi privește în față. Pe cine îi privește? Pe cei cinci. Deci va începe una, două, trei, patru și a cincea. 1, 2, 3, 4 și a 5. Deci plus câte aici spune? Plus 5. Când vine cel de-al câtelea? Șaptelea. Al șaptelea. Al șaptelea. Să-l facem cu ce culoare? Cu verde. Cel de-al șaptelea îi privește pe cei care sunt deja în față. Așa, el privește spre câți din cei care sunt prezenți acolo. Da, 6. Deci mai facem că 6 strângeri de mână.
Da? Încă 6. Plus 6. Și iată, observăm foarte repede că cel de-al șaptelea presupune la cât sau strângere de mâini sau mai presupune în adăugarea încă celor 6. Al câtelea, să zicem acum, David? Al optelea care apare, el, cel de-al optelea, va privi spre câți? Spre șapte. Și mai face câte? Câte strângeri de mână? Cele 7, da? Plus 7. Când vine cel de-al 8-lea, al 9-lea, câte strângeri se mai adaugă? Acum, sper că procedeul s-a înțeles. Deci, câte? Pentru al 8-lea, câte? Pentru al 8-lea am spus 7. Și pentru al 9-lea care vine, al 9-lea, câte? Deci al 9-lea trimite 8. 8 strângeri din mână. Da? Am pus 8 aici că e vorba câte trimite el spre cei 8 în față. Deci plus 8. Al 10-lea, dacă ar fi. Al 10-lea face 9. Deci plus 9. Cu alte cuvinte, noi unde trebuia să ne oprim? Câți prieteni? La 9. Adică la suma asta trebuia să ne oprim, da? Ia să vedem cât faci, cum facem suma asta. Nu? Ideea a fost bine organizată. El chiar insistă cu toate culorile. Da. Putem să facem suma. O să faci acasă chestia asta. Hai să terminăm raționamentul de aici. O să zic că 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Care e cel mai ușor? Cum? 2 cu 8. 10. Așa. Deci 2 cu 8 vezi că fac 10. Apoi. 3 cu 8. Hai te condumă. Apoi pe cine? 3 cu 7. Iar 10. 4 cu 6. 10. Plus 5. Și cu 1 de aici. Da. Deci cât sunt în total? 6. Câte? Câți de 10? 10, 20, 30, 36. 36. Suma totală este 36. Răspunsul corect la câte strângeri de mână au avut loc, răspunsul foarte rapid, 36. Este acesta. 36 de strângeri de mână. Dacă ar fi, să spunem, 21 de prieteni, oare care ar fi numărul de strângeri de mână? Fără să mai desenăm. Dacă am prins pe cine? Deci, cât ar fi? Deci, nu 72. Spun. Deci nu spus să-mi dai numărul. Gândește-te unde m-aș opri eu la suma asta. Deci, cât sunt? Deci, la 16. Deci, pentru, cât am zis pentru? 21. Pentru 21 prieteni. 16. De 21 de prieteni, 16. Ne oprim la? 16. De ce la 16? De acolo cât am avut 9, nu? Da. Dacă ne-am oprit la 9, când am avut 9, ne-am oprit în sumarea asta la 8. El, ăla de-al 9-lea, privea spre cei din fața sa 8. Când suntem 21 de prieteni, 12. Al 21-lea spre cine se va uita el? 12. Ia mai gândește, încă o dată. Hai să o luăm, o iau mai în pași măruți. Deci dacă ar fi fost 9, ne-am oprit în sumarea asta la 8. Da? Dacă ar fi fost 10, pentru 10 prieteni, atunci suma, numărul de strângeri de mână ar fi fost, suma ar fi fost 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, spunem tu, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. 6, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Ai putea să spui cât face suma asta? Fără să mai pierd timpul? Da. Cât? 45. De unde ai zis tu 45?
Pentru că am adăugat la 36. Sigur că da, te-ai prins la 36 care ai făcute, ai mai adunat pe 9 și 36 și cu 9, 45. Dar dacă ar fi fost 11 prieteni, care ar fi fost Iesu? Cu cine ar fi fost egal în bănițile astea? Aș trebui să ies cu colinii. Colinii, lasă joacă. Nu facem, nu mai este timp. Te rog, hai să facem numai suma. Vezi că eu debesc un pic lucrurile. Dacă, deci suma Ies ar fost 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus cât? Plus 8, plus 9. Așa. Plus 10. Plus 10. Știi tu cât ar fi făcut suma asta? Da. Cât? 55. Că până aici ai făcut. Uite, pe 10, 45 plus 10, 55. Bun. Dar dacă ar fi fost 13 prieteni, suma Ies ar fi făcut 1 plus 2, spune-mi tu unde să mă opresc. 5 plus 12. Unde să mă opresc? A. Până la 12. Până la 12. Deci plus 10, plus 11 și plus 12. Și spune-mi cât ar fi făcut suma asta? Ar fi 55 plus 23. Cât face 55? 78. Face 78. Foarte bine. 78. Vezi? Sunt 13 prieteni. Ne oprim cu suma asta la... Cu numărul? Cu unul mai puțin decât numărul din prieteni. La cât privești ultimul? La cât privești? Asta e miezul problemei. Ultimul al 12-lea, al 13-lea, are în față pe cei 12. Și de aceea se întâmplă chestia asta. O lucrare nu să stai să faci toate desenele acelea. Nu asta e important. Am prins șmecheria. Să înțelegi. Dacă am terminat și putem să facem desenul? Nu. Dacă am terminat și ne-am verificat? Nu, nici asta. Deci, de acum eu am făcut chestia asta dintr-un simplu motiv. Ca el să fie văzut de toți prietenii noștri și tu să înțelegi cum se pornește problema. Că eu dacă aș încerca deodată să fac problema cu 9 prieteni și făceam toate limbile cerea, era o amestecătură acolo când nu pricepeam. Și de aceea am apelat la această șmecherie de a veni din jos în sus. Pentru că miezul problemei este să sensizăm așa, că ultimul care vine, privește spre cei din fața sa. Dacă s-a înțeles problema aici, este esențial. Dacă nu, degeaba eu m-am strofocat. Acum te-am întrebat, pentru 21 de prieteni, pentru 21 prieteni, suma Ies va fi egal 1 plus 2 plus 3, adică numărul de strângere de mână, spune-mi tu unde mă opresc eu cu suma asta. Plus, sunt 21 de prieteni. La 19, mai sau la 20. Cât sunt de toate? Sunt toți, au fost 13 data trecută și nu m-am oprit cu suma. La 12. Au fost 11 și m-am oprit la 10. Au fost 10 și m-am oprit la 9. Sunt 21 și unde mă opresc cu suma? Asta plus 17. De ce la 17? Pentru că știm că 36 plus 36 va da 26, minus 5 și 5 plus 21 va da 26. Atenție, dragul meu! Eu numără 36, era 1 la 8. Uite-te aici. Eu aici am vrut să... Toată problema mea, efortul pe care îl fac, este să-ți comunic așa să-și mecherie. Deci când sunt... 9. Sunt 9, cel de-al 9-lea vine și privește pe ceilalți 8. De aceea ne oprim la 8. 20. Așa. Asta era, mă. Asta, de ce m-ai ținut aici așa în picioare? Am văzut-o și eu. Ai vrut ca să vezi dacă eu am răbdare. Dar știi că am. Deci plus puncte, plus 20. Hai să ai sumă. Deci cu număr înainte, tot timpul te oprești. Cu număr ca 21, privește pe cei 20 din față. Asta e motivul. Ăsta care vine îi dă cu mâna pe toți ceilalți. Ai putea să faci suma asta? Eu aș putea. Da. Cum? Păi, luăm de la 3 până... Ai de la 1 la 10, mai interesant.
1, de la 3 la 10. Sau de la 3 la 11. Adică e foarte tare, dacă tu găsești o idee să faci suma asta, eu sunt foarte, foarte mult. De la 3 la 11, spune eu. Deci tu cum ai gândit? Ești pus în situația asta. Sigur că poți adunat numele astea asta pe toate, 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 așa ușor. Și deci, deci este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 20. Așa, plus puncte, puncte plus 20. Dar știm până la cât am mai făcut noi mai sus? Până la 10. Aha! O știm până la 10. La 10. Deci plus puncte, puncte, plus, plus 10 aș putea spune când m-am oprit, da? Plus 10. Și cât asta o știm. Asta e știută, e făcut de 55. Corect. Ar fi acum de calculat de 11, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 și plus 19 și plus 20, da? Da. Ei, aici, dacă, dragule, tu vii cu o idee, eu sunt extraordinar de încântat. Extraordinar. 55. Păi chiar așa? Păi de la 1 la 10, nu e egal cu 10 la 20. Ei, adunarea asta de la 1 până la 10, care a fost 55, nu este același cu aș spune 11 și cu 12 și cu 13 plus 14 și plus 15. Zim ceva, că atâta vreau detalii să-ți spui, ce o idee teribilă, teribilă. Teribilă. Mai ca să poți să te reduci la asta. 100 plus 50. Nu trebuie să arunci la întâmplare, trebuie să zici așa. 11, cum ar mai poți scrie? Cum îl mai poți scrie pe 11, desfășurat? Hai, te rog. E numărul unității acum, sigur. Pe 11, cum îl poți scrie? Ascultă ce te întreabă. Vreau să răspund, vină lângă mine, că eu vreau să te ajut acum. Pe 11, cum îl poți scrie? 210. Face tot cu aia. Nu știm dacă faci 210. Mă văd, da. Așa zici tu? Cum ai gândit? Dar, bun, eu nu te respect. 210 plus 55. Nu așa spun. Dar ce motiv ai? Știm că unitățile fac 55. Da. Și zecile fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus încă 20. De zecile le-a adunat pe 10, da? Și ai făcut cât? 90 până aici, nu? Așa zici tu, 90. Și cu 20 fac 110. Și ar fi așa, după spusei tale, ar fi 110 plus 55-ul ăsta, 55, și plus un 55 la unități adunate. Că și unitățile astea, 1, 2 plus 3, da. Așa. Plus un 55, zici tu. Și cum 55? Sau putem să facem... Nu știu dacă e bine 20. Cred că aici, pe 20 se scrie ca 10 plus 10. Da, să fie același lucru. Ca să fie adunarea asta până la 10. Și ar fi 110. 110 plus 110 puteți să faceți. Deci ar fi 110 plus încă 110. Deci ar fi 100, eu zic. Că numărul 10 ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu 10 asta 10 de 10. 10, 10 fac 100. Deci 100 ar fi fost aici corect. 100. Și de 2, 55. Cu o dată 55 și o dată 55 în partea cealaltă. 110. 110. 110. Și răspunsul corect este 210. Este bine. El a făcut acest calcul care pe mine m-a surprins acum. A trebuit, dragilor, să-l verificăm. Să-l verificăm. Dar iată că aici am făcut o șmecherie foarte importantă. Adică el, eu tocmai trăgeam de el ca pe 11 să scrim 10 plus 1. 10 plus 1. 10 plus 1. Pe 12 să zicem 10 plus 2. El a văzut că se repetă 1 plus 2 plus 3 plus 4 și a văzut că numărul de 10 este... Poate aici a fost o sensibilitate. Exact, la 20 să scrie ca fiind 10 plus 10. Că aici m-am și păcărit și eu, că am zis 90 plus 20.
El vede 10 asta care completează suma 1 plus 2 plus 3 până la 10, 55. Vede și amintesc, iarăși 55 și de al de 10 sunt 10, face 100. 100 și plus 110 de ori 55 fac 210, este corect. Deci cei 21 de prieteni conduc la suma asta. Numărul de strângeri de mână este 210. Este fantastic să știi că această șmecherie merită să o facem în continuare. Te întreb acum dacă ar fi fost 31 de prieteni. Deci pentru 31 de prieteni, care ar fi fost numărul de strângeri de mână? Deci pentru 31 prieteni, ies ar arăta cum? 31 de prieteni, iesul ar arăta cum în condițiile astea. Mă interesează să vedem la 31 de prieteni cum arată. 30. Deci ne oprim la 30, da? Suma ies va arăta așa. Deci când sunt 31 de prieteni, suma arată foarte șmecher. Adică vine 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus puncte, puncte, plus 20 plus 21 plus 22 plus puncte, puncte, plus 30. Da? Alt set. Dragule, iată-te pe tine în cea mai tare problemă de până acum și m-ar interesa să văd dacă acum 55. Deci e un 55, de acord. Plus 110. Plus 100, că sunt 10 de alte 10. Plus 100 și plus cât aici? Nu numai 100? Plus încă 55. Plus 55, asta este corect. Adică 155, da. Și plus asta de aici. Plus 155, plus încă 155. De ce spui tu așa? Nu, 155 plus 55. Nu te grăbi. Sau 200. Fii atent, fii atent. Deci toată povestea e la tine. 200. Simplu 200? 200 plus 55. De ce zici 200, că aici nu mi-e clar? Pentru că acolo, la 11. La 11 a fost o 10. Nu, la 11 în total. A fost 100. Așa. Și știm că avem cu 2, mai e încă 100. Așa, că 10 sunt de 2 ori, da? Da. Deci, când a fost cu un singur 10, 10, 10, 10, a dat 100, că sunt 10, 10. 2, 20 de 10 ori, fac 200. Deci ar fi aici 200 plus 55. 200 plus 55. Dragul meu, să știi că, din nou, eu mă declar foarte încântat de reacția ta. Și acum să calculăm suma finală. Te rog să-mi spui suma finală. 210. Da. 210 până aici. Până aici, 210. Deci, practic, tu puteai să fii foarte dur cu mine și spuneai 210 că nu mă mai interesează în rest. A fost de înainte. 200. Plus 255. 210 plus 255. Deci suma este pentru 31 va fi egal cu? 465 de strângeri de mână. Da? 465 de strângeri de mână. Abilitatea pe care vreau să o pun în evidență și o să scot în evidență acum la el este asta, să se sesizeze că numărul de 10 imediat influențează cele. Și acum, dacă ne-am înțeles, aș vrea să vedem ce se întâmplă cu 53 de prieteni. Deci vreau 53 de prieteni. Domn profesor. Atunci iesu cu cineva. Să-i calul. Deci nu e corect, mă. Cam mulți, nu? Este acum, cum zice, nașpa. Cam nașpa. Bun. Suntem tare acum. 55 plus 110. Hai să scriem desfășurat. Cum ne oprim?
până la 52. Deci o urmează 1 plus 2 plus puncte, puncte, plus 10. Sau dacă vrei, mă pot duce. La 30. Dar, profesor, de ce nu putem scrie direct? Direct. Adică vom scrie 55 plus 155 plus 255 plus 355 plus 455. De ce crezi tu așa? Pentru că se oprește până la 500. Așa. 500. Și vor face 455. Uitați că iarăși mă pun într-o stare de... Deci mă pun într-o situație delicată. Deci el acum marșează foarte repede, vede 255, când a fost cu 2, 255, când cu 3, 355. După aia 455 și acum 555. Stai să vedem dacă ajungem. Ne oprim, vedem. Și vor... Hai să vedem unde ne oprim. Vrei să punem așa unde ne oprim? Va fi 3 la final. Nu, spune tu unde ne oprim. La? Ne oprim la 52. La 52. Ne oprim la 52. În față e 51. Mai în față cine 50. Este? Da. 50. Și lăsați grupa așa. Și lăsăm așa, până aici la 50 să reacționăm. Da. Până la 50 cât ai spus că e? A spus așa. 55. Plus 200. Plus 155. Da, n-am aflat până la... Păi lasă, nu, că ai aflat. A, 55 plus 155 plus 155 plus 255. 255, asta până la 30. Da. De la 30 la 40 cât va veni? Plus 300 plus 55. Plus 355. Da. După aia 455. 455 unde m-am oprit? La cine? Veți opri la 457. Nu. Păi plus 3. Nu, no, o secundă. Unde ne-am oprit aici? La 455. La 500. La? 500. La 50, la 50. Deci ne-am oprit la 50, da? La 50 adunându-l, că în față se află 41, 42. Și plus 113. Și plus 113, da? 113 ăsta care este de aici, nu? 113. De fapt, asta este suma pe care o numărăm ca număr de strângeri de inimă, strângeri de mână, așa. Și iată-ne că în clipa asta aproape cred că am prins șmecheria. Iată o chestiune care mie mi-a trezit mult interes această problemă, pentru că trebuie să vă zic că descoperirea asta pe care a făcut-o el cu cifra 20 adunată de 10 ori fac 200, cu 30 de 10 ori 300, 400, este o performanță demnă de a fi remarcată. Da? Și la până în 50, inclusiv cu 50, aici ar fi suma totală. Vreau să până la 30, noi am făcut-o, parcă asta era până la 30, nu? Când se adună până la... Și aveam 465. 465 ai spus tu că făcea. Și puneam să facem mai ușor. Domnule. Și plus acum 355 plus 455 plus 113, da, dar de ai terminat să vorbeam? Ai terminat anumarea? Asta n-ai terminat. A, nu-i terminat. Hai, te rog să termin și spui rezultatul. Eu încă vreau să șterg tabla, că mă declar mulțumit de toată povestea asta. Se vede că înțeles. Da. Ce am făcut noi aici merită să fie, să spunem, urmărit de prietenii noștri. Această problemă este cu adevărat spectaculoasă. Acum, aș vrea să pornim altceva, și anume 1275. 1275, spui tu că face adunarea asta. Da. Eu am să las pe mâna ta, n-am făcut calculul, Cristina, o să verifici tu și să vezi dacă a făcut corect, dar până una alta, mi-amintește problema aceea în care era vorba de în câte moduri se pot organiza rândurile formate dintr-un singur, din doi copii, din trei copii, câte rânduri. Da. A fost a doua problemă pe care n-am făcut-o.
Îți mai amintești? Da. Așa, acum ești atent. Nu mai încărcăm figura și noi avem altceva de făcut. Da? Te rog, Mario, este foarte important să poți să reții atenția trează. Este spectaculos dacă poți să faci ceva încât copilul să poată să urmească. Dacă nu, te părăsești și să vorbești tu singur cât vrei. Acum, uite, am trei copii, 1, 2 și 3. Cu cei trei copii, câte variante de organizare în coloană? Cum ai făcut? Primul se duce pe prima, adică unul... Deci șef de grup este unul, da? Și tot unul poate rămâne ca șef de grup. Și cei doi se schimbă. Și 3 și 2. Este alt rând ăsta, da? După aia trece 2. Trece 2 șef și 1 și 2, 1 și 3 în spate. Altul da? Rămâne. Așa. 2 rămâne aici. Că cei doi din spate se pot... Vă se fac așa. 3. Apoi 3. Trece pe coloană. Da. După aia vă face 1 cu 2. 1 cu 2. După aceea... Tot 3 rămâne. Și 2 cu 1. Bun. Ei, iată-i pe cei... așa cum ai spus tu. 6. Cele 6 rânduri care se pot forma cu 3 copii. Cu 3 copii, da? 3 copii. Da. Cu 4 copii. 4 copii. Uh-huh. Cum se pot organiza? 24. Cum? Pentru că 3 copii fac 6. Așa. Și pe primul loc se află primul, da? Iar ceilalți... 3 se schimbă. 2, 3 și 4, ei fac 6. Stând unul pe locul întâi. Trece acum cap de afiș cine? 2. 2 trece pe primul loc și ceilalți 1, 3 și 4 se învârt între ei aici cum după modelul dinainte și vor face 6. Dar nu puteți scrie 6 sub fiecare coloană? Păi, am zis în dreptul lor, dar tu îi înțelegi bine. De 6 aici, da? Da. 6 vor fi ca număr de linii, număr de rânduri, da? 6 și aici. Așa. Tu vrei, ai vrut să spun aici, așa am făcut eu, 1, 2, 3. 3 sunt pe locul întâi. 1, 2 și 4 vor genera la rândul lor încă 6. Și 4 în poziția asta. Și după aia atunci 1, 2 și 3 iarăși vor genera un 6. Și cum 6 ori 4, 24 de 24 de aranjări. Dacă sunt 5 copii, ai putea să îmi spui câte variante am putea organiza cu 5 copii? Mai mult atât să mă gândesc. Ce frumos. 30. Deci fii atent. 5 copii acum. Fiecare poate să fie șef pe rând, cei 5. Da, și ceilalți 4 care stau în spate vor genera cum organizează, cum generează 6-4, cei 4 din spate vor face 5. Deci 6-5. Dar cât fac cei 4? 4 cât fac? 24. Păi 24. Și am 24 5, deci cât va fi? 24 ori cât? 24 ori 5. 24 ori 5, mă, asta va fi. Deci 1 stă pe prima poziție și ceilalți fac 24. 2 stă pe prima poziție și ceilalți fac 24. 3 este șef de grup și ceilalți fac 24. 4 stă pe prima poziție și ceilalți fac 24. Și 5 stă pe prima poziție și ceilalți fac 24.